Bun găsit, dragi prieteni, și bine ați venit pe Sens TV. Sunt Sorin Manea și vă prezint Sens Național, un caleidoscop de evenimente care se întâmplă în lume și pe care le luăm, le disecăm și le interpretăm alături de invitații noștri. Astăzi lângă noi se află doamna Ana Bulai. Bună ziua, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Alături de care vom discuta niște chestiuni foarte importante din domeniul în general al sociologiei și alte lucruri conexe. Dar haideți să vedem care sunt subiectele. Cum s-a schimbat intenția de vot în București după ce și-au anunțat candidatura Gabriela Firea și Sebastian Burduja? Avem un sondaj Avangarde și vom discuta despre acest sondaj. Candidații cu probleme penale sunt trimiși în luptă la alegerile din 9 iunie. Toate partidele importante au lăsat să treacă de filtre politicieni judecați sau anchetați pentru anumite fapte de corupție. Vorbim și despre ciudata singurătate a lui Nicușor Dan și ne întrebăm de ce nu reintră într-un partid politic. Mai discutăm despre procentul vârstnicilor care muncesc, care este în creștere în Europa. Dar e acesta un lucru bun întotdeauna? Și de asemenea vom aborda cum explică un specialist gafa domnului Ciolacu, care este legată de moldoveni. Cităm, nu are abilități de comunicare, atunci ne întrebăm ce caută în politică. Vorbim și despre Maia Sandu, care pledează la Bruxelles pentru fonduri alocate în viitorul buget al Uniunii Europene. Republica Moldova și Ucraina au nevoie de un plan Marshall. Și revenim la o dilemă politică, dilema politică a lui Benjamin Netanyahu. Armistițiu în Gaza sau atac la Rafah, pentru că aliații lui de extremă dreaptă îl amenință că își vor retrage sprijinul dacă renunță la ofensivă. Haideți să le luăm pe rând, dragi prieteni, și să discutăm din start, să o luăm așa abrupt, cu politica. Discutăm despre interesele și sondajele de la București. Vedem un scurt material, după care revenim aici să înțelegem ce se întâmplă în pragul alegerilor din această vară. Intențiile de vot ale bucureștenilor s-au schimbat sensibil după ce și-au anunțat candidaturile Gabriela Firea din partea PSD și Sebastian Burduja din partea PNL. Aceasta după retragerea susținerii pentru medicul Cătălin Cârstoiu. Astfel, potrivit unui sondaj Avangarde, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru primăria capitalei, voturile s-ar duce astfel. Pentru Nicușor Dan 31%, Gabriela Firea 24%, Cristian Popescu Piedone 20%, Sebastian Burduja 15% și Mihai Enache de la AUR 7%. Decizia PSD-PNL de a renunța la candidatul comun Cătălin Cârstoiu pentru primăria capitalei este considerată bună de 58% dintre chestionați, în timp ce 18% o consideră o decizie greșită, iar 24% nu știu sau nu răspund. Doamna Ana Bulai, avem din nou o amestecătură, așa, o încrengătură de interese cu politică, cu bani, cu servicii, cu de toate. Adică nu mai știi ce este în prag de alegeri. Citesc de toate așa pe forumuri, că ăla e așa, că ăla e altfel. Dar din nou alegătorul, beneficiarul acestui vot, rămâne așa bulversat. Nu știe cu cine să meargă să voteze, care e proiectul, care e partidul, care este... Nu am înțeles nimic. Ne puteți lumina puțin? Mai mult decât reflectoarele din acest studio? Mi-aș dori să aduc eu lumină într-o zonă în care, exact așa cum spuneați, se împletesc interese obscure, nevoi personale și, sigur, momente din acestea electorale intense. În București, sigur că acum nu aș vrea să discut sondajele de opinie, să știți că în această perioadă și telespectatorii trebuie să știe că în această perioadă sondajele care apar public nu sunt spre informare, ci spre manipulare. Casele de sondaj care acceptă să-și aducă numele în spațiul public sunt în slujba unor interese de partid și doresc să creeze o anumită imagine. Cert este că după retragerea domnului doctor Cârstoiu, electoratul bucureștean retrăiește momentul 2000 cu uite-l pe Orban, nu e Orban, și înțelege... Dacă îmi permiteți, v-aș completa, uite-l pe Munteanu, nu e Munteanu, uite-l pe Bușoi, nu e Bușoi. Da, epopeea a fost mai lungă. În final a fost Pierdoiu. Da. Trebuie să vedem că oamenii au înțeles în primul rând că această alianță PNL-PSD nu este neapărat un succes.
Primul eșec a fost acesta că n-au fost capabili să găsească un candidat din, adică cele mai mari partide din această patrie, n-au fost capabile să dea un candidat care să atragă bucureștenii într-o formă suficientă cât să fie un echilibru de putere pe această scenă cu domnul Piedone și cu actualul primar Nicu Șordan. Prin urmare, au fost nevoiți să facă un pas în spate și după 15 ore de discuții în care doamna Firea a fost prezentă și nu i s-a oferit din primul moment acest... Ce au lăsat-o 15 ore să asculte cum refuză candidatura jumate de oraș, că se pare că au fost sunați tot felul de oameni. În sfârșit s-a ajuns la fundul sacului unde era domnia sa pentru propriul partid pe care îl și conduce în București și sigur a fost propusă electoratului. Acum bucureștenii sunt unii dintre cei mai informați cetățeni ai României și cei mai interesați de politică. Votul este politic inclusiv la sector de cele mai multe ori și ironiile din spațiul public duc mai degrabă spre lehamite decât spre investiție de încredere într-un vot pozitiv. Probabil că prima reacție a omului obișnuit a fost să înjure cu năduf și să se gândească dacă se mai duce la vot sau nu. Și o parte din ei, probabil spre 40%, nu vor merge la vot, pentru că sigur că nu pare o abordare serioasă din partea partidelor politice. Pentru PSD, candidatura doamnei Firea, pe care încearcă să o impună prin toate mijloacele posibile și să o susțină după ce a nominalizat-o, este una vitală, aș spune. Pentru că dacă PSD-ul pierde Bucureștiul, premierul este în ultimele lui luni de președinte al partidului și de funcție în administrația publică. Bănuiesc că nu va mai câștiga rolul de premier pe care și l-a negociat în această alianță PNL-PSD, în care, sigur, PNL-ul ar da președintele și PSD-ul premierul. Adică este o pierdere simbolică foarte importantă. De-aia eu am mai spus, domnul Ciolacu este mai interesat să câștige doamna Firea în București sau măcar să facă o figură frumoasă decât este doamna Firea însăși. Pentru că doamna Firea nu are nimic de pierdut. Domnia sa a comunicat în spațiu public clar că își dorește să fie candidat, n-a fost susținută de partid, decât așa cum am spus, în ultimă instanță. Și sigur că are un post de europarlamentar, probabil dacă va pierde, rămâne președinta Bucureștiului, prin urmare ce am avut și ce am pierdut în urma acestor alegeri. Nu există un pericol totodată pentru domnul Marcel Ciolacu să-și piardă poziția de lider în PSD tocmai din acest motiv, dacă doamna Firea scoate un scor care să-i permită să emită pretenții mai mari din punct de vedere politic, cum ar fi conducerea PSD, pentru că noi o să vorbim și după aceea în subiectele pe care le-am prezentat. Domnul Ciolacu are niște scăpări grave, nu numai legat de limbile internaționale, ci are niște scăpări grave pe care le vedem inclusiv în ceea ce privește interpretarea limbii române și cunoașterea în special a acestei țări, care suferă de diverse, să zic așa, răutăți. Aici, dumneavoastră ați punctat foarte bine, domnul Ciolacu a primit i s-a strigat șah și de obicei, pentru prima dată, în acest moment căstoiu și de obicei când se joacă la acest nivel, prima dată când ți se spune șah e și ultima, ca să spun așa, că prea multe mișcări nu mai ai. Dânsul are... în momentul de față, varianta de a ieși rușinos din partid ca un pierzător și cariera politică a dânsului se cam termină, sau mai încolo puțin, dacă va câștiga doamna Firea, deși sunt multe semne de întrebare, cu
dacă vreți, mesajul că totuși a contribuit la acest câștig, alianța PNL-PSD se poate menține, domnia sa mai are încă o șansă de a fi premier, lumea nu-l dă jos până în toamnă. Dacă nu se întrevede șansa de a fi în toamnă premier, domnul Ciolacu se uită spre punctul negru care este viitorul lui politic din ce în ce mai clar și mai bine conturat. Ori, vedeți că și presiunile care se fac să se retragă Popescu Piedone din cursa electorală sunt mai degrabă din partea domnului Ciolacu decât din partea doamnei Firea, pentru că, repet, domnul Ciolacu e foarte interesat de acest moment al Bucureștiului. Doamna Firea are niște șanse să câștige Bucureștiul. De obicei, ele sunt mici pentru un pierzător anterior. În toate, și în Timișoara, o să vedeți, și în Brașov, acolo unde recandidează oameni care au pierdut anterior, ei cred că, sigur, se vor materializa acele gânduri pe care electorul le zice între momentele electorale. Doamne, îmi pare rău că l-am votat pe ăsta, erai mai bun, matale, ce bine era pe vremea mea ta. Numai că în momentul în care aleg, oamenii nu investesc recunoștință. Niciodată, nicăieri, ci investesc speranță. De aceea, oamenii noi sunt mai bine văzuți decât cei care au fost, chiar dacă ei care au fost au făcut performanță. L-aș introduce în discuția noastră și pe domnul Mihai Rusu, care se află cu noi prin apel video din München. Domnul Rusu, sunteți alături de noi? Domnul Rusu, discutăm cu doamna Ana Bulai, care se află în studio alături de noi, despre reconfigurarea, înainte cu o lună aproape de alegerile din 9 iunie, o lună și o săptămână, o lună și un pic, despre cum s-a reașezat după spargerea alianței pentru candidatul la primăria generală, cum s-a reașezat Bucureștiul cu doi candidați, unul de la PNL și unul de la PSD. Și, bineînțeles, a început circul, domnul Rusu, așa cum suntem obișnuiți aici în România. Deci, în primul rând, vreau să vă transmit punctul meu de vedere despre sondajul de opinie sau sondajele de opinie. Ele nu pot fi reale, pentru din moment ce sunt luate pe 1000 de subiect sau pe 2000, este o cifră foarte mică și care nu arată barometrul electoral. Aici nu aveți dreptate, să știți, sunt sociolog de meserie, sondajele pe 1000 de persoane se fac și în China și în Germania pe același volum. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, numai că eu, de exemplu, aș fi foarte curios sau sondaje de opinie în anumite cartiere din București, în anumite sectoare din București, da? Unde avem o populație, unde avem toate categoriile sociale. Și în felul acesta, pulsul cred eu că este mai aproape de realitate. Există acum reguli de eșantionare, există acum, norme de dispersie. Dacă îmi dați voie să intervin, noi discutăm aici despre un aspect care este real. Doamna Ana Bulai se referă la strategia sociologică cinstită pe care o abordează un sociolog cinstit. Nu vorbim despre aceste făcături de sondaje cu care se lucrează în momentul de față, cu jumătăți de măsură, cu sfert de măsură, unde luăm telefoane din București, dar nu spunem din care sector sau din ce cartier, unde știm noi să scoatem rezultatul pe care vrem să-l scoatem. Am văzut lucrurile astea timp de 25 de ani și noi și la lucrul ăsta facem referire aici. Vă ascult, domnul Rusu. În acest moment PSD-ul pierde, cel puțin ca imagine, prin retragerea doctorului Cârstoiu. Revenirea Gabrielei Firea este, din punctul meu de vedere, un poker PNV, pentru aceia care joacă poker, da? Adică joacă la mai multe capete. Piedone are vechime, iată că se merge ca în armată și ca în partid pe vechime. Nicușor Dan vrea să-și continue proiectele. De la toți acești candidați nu am auzit însă proiecte sociale și proiecte sportive. Și vreau să vă fac aici o mică comparație. Iată, am avut alegerile pentru primăria Istanbulului. Dacă vorbea doamna de importanța
alegerilor din București. Uitați, la Istanbul, pentru a doua oară câștigă un cetățean din opoziție, ceea ce arată că la Istanbul marea majoritate a cetățenilor sunt cu capul pe urmă, pe umăr. Vreau să cred că și în București majoritatea cetățenilor se vor duce la vot, pentru că dacă nu se duc la vot și iese cine nu trebuie, vor plânge peste 3 luni, 4 luni, 5 luni, un an, domnule, ne merge greu. Dar de fapt ei sunt de vină că nu s-au dus să-și dea votul. Și în toate aceste discuții care se poartă, sunt niște discuții ieftine, fără substanță. N-am auzit proiectele adevărate. Nu le-am auzit. Nicușor Dan spunea acum vreo 4 ani de zile ce vrea să facă. Deocamdată energia termică, încălzirea, centralele cu apă și așa mai departe. Sunt blocuri cu mari probleme. Blocurile comuniste devin din ce în ce mai bătrâne. Cer din ce în ce mai mulți bani pentru modernizare. Deci sunt niște probleme colosale care nu sunt dezbătute în fața bucureștenilor. Din păcate este o realitate și mai avem și alte realități cu care ne confruntăm. Partidele politice tot trâmbițează această luptă împotriva corupției. Mă rog, o mimează în fața autorităților europene, de la care vor să mai tragă niște bănuți prin diverse tertipuri și programe europene. După aceea, când venim aici la noi, încercăm să acoperim diverse acțiuni care sunt de multe ori îndoielnice. N-am putea spune că sunt chiar penale, pentru că am văzut că instanțele de judecată sunt cele care hotărăsc dacă o persoană a comis o infracțiune sau nu. Nici măcar procurorii care fac tot felul de investigații. Dar haideți să vedem un material pe această temă unde avem niște dalmațieni, așa, niște oameni politici pătați care vor candida și anul acesta. Funcționari publici au fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu. Edilul e acuzat de procurorii DNA că a încheiat mai multe contracte de salubrizare, iar prejudiciul se ridică la peste jumătate de miliard de lei. În municipiul Suceava, PSD merge pe mâna lui Vasile Râmbu, fost manager al Spitalului Județean de Urgență Suceava, trimis în judecată de procurorii DNA pentru folosirea de informații care nu erau destinate publicității. Tot în echipa PSD rămâne și primarul Botoșanului, Cosmin Ionuț Andrei, aflat sub control judiciar acuzat de fapte de corupție. Cristian Popescu Piedone, candidat la primăria Capitalei, este urmărit penal, fiind acuzat de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, încă din 2022. Uniunea Salvați România are și el candidați cu probleme. Ultimul caz intrat în atenția publică e cel al primarului sectorului 1, Clotilde Armand, care vrea un nou mandat. Doamna Bulai, s-a dus acest text, acest discurs către public cu fără corupții în funcții publice, s-a dus cu luptăm pentru statul de drept și toate poveștile astea. A fost o etapă din istoria recentă a României și doar atât. Cam istoria trecută a României, ideea de parlament curat și parlament fără corupție a fost undeva în 2004-2005. Au trecut deja o groază de ani de când corupția nu a mai făcut parte din agenda de interes a cetățeanului. De altminteri, dacă ne uităm așa, ultimii doi președinți au fost urmăriți penal înainte de a fi în funcție, și Traian Băsescu și actualul președinte a avut dosar penal. De aici în jos, aproape că lucrurile nu mai contează. Am avut în perioada Băsescu această, să spun așa, evoluție publică a cătușelor, urmăriți penal, încătușați, eliberați, Olguța Vasilescu, care ieșea cu cătușele triumfătoare, mai lipsea un cal alb. Deci lucrurile acestea au degenerat îngrozitor în spațiu public și oamenii au înțeles că persoana coruptă e de fapt un tip isteț care a știut să facă bani și subiectul, dacă vreți, s-a pozitivat mai degrabă decât să fie unul de sancționare în spațiul public. Unde, nu-i așa, omul obișnuit spune, domnule, a furat, știm, dar a și făcut. Există o împăcare, măcar, dacă nu neapărat o pozitivare, cu acest subiect, și aici trebuie să spunem că justiția din România nu și-a îndeplinit valoarea socială pe care trebuia să o aibă, și anume de a crea sentimentul de dreptate în spațiu public. Oamenii nu simt că cel care a furat este sancționat, nu simt că s-a furat și din banii lui, ci dintr-o sumă așa, dintr-o un stat fictiv din care noi nu facem parte,
Și rămân să aprecieze doar dacă s-a mai pus o floare, o bordură, o faianță sau mai știu eu ce. Sau mai știu eu ce, din asta izolantă pe un bloc care cade după 2 ani de zile cu tot cu tencuială. Domnul Rusu, suntem la nivelul ăsta în care m-a enumerat și doamna Bulai, ai enumerat și noi. Iată, putem face aici, dacă stăm o oră la discuții, cred că putem face un catalog, așa, cu cel puțin 50-100 de candidați numai în orașe și municipii. Adică, după tot acest circ, după ce s-a demonstrat, s-au făcut dosare, s-au judecat dosare, se va putea prezenta cu niște fapte dovedite și judecate, prescrise, se va putea prezenta în fața electoratului. Dincolo de această problemă și percepție pe care justiția o dă în România, există și partea cealaltă a procurorilor care tergiversează aceste dosare până ajung la momentul prescripției. Avem tot mai des cazuri în care se țin, noi trimitem solicitări ca și jurnaliști și da, sunt în lucru. Modul în care acționează justiția este divers. De la ce spuneți dumneavoastră, dosare despre fapte cu 15 ani în urmă, de care nu se mai știe, celeritatea actului de justiție este una mandatorie. Dreptatea trebuie făcută imediat ca să înțeleagă societatea că, iată, există justiție și trebuie să avem încredere. Când vine după 20 de ani, nu mai este niciun fel de dreptate. Verdictul în sine nu mai înseamnă nimic. Sunt administrări de probe absolut ilare și pentru un copil de grădiniță, dar apoi pentru un magistrat. Există superficialitate și în analiza dosarelor care sunt deja construite de procurori din partea judecătorilor. Sunt extrem de multe tare. România are în momentul de față aproximativ 4 milioane de oameni care au procese, deci sunt justițiabili. Dacă este să-i întrebați câtă încredere au ei, oamenii care se duc prin tribunale, care stau acolo în sălile de judecată, în actul de justiție, o să aflați povești și fapte care, dincolo de ceea ce vedem în spațiu public, îți dau impresia unui, nu unui stat discreționar, ci unui fenomen de lipsă de profesionalism adus la cote foarte greu de înțeles. Veți afla povești despre judecători în pragul isteriei și despre judecători în culmile agramatismului. Ori în momentul în care vezi că acești oameni care sunt plătiți foarte bine, care administrează ceva foarte sensibil, dacă vreți profesionalismul statului, se află în aceste instituții mult mai importante decât clasa politică. Totuși există politicieni, mi-aduc aminte acum domnul Rusu, doamnă Bulai, că vorbeam la începutul discuției noastre despre candidați, cum se schimbă candidații, domnul Ludovic Orban, pe care îl putem judeca pentru multe lucruri noi ca și votanți, a venit și a spus în momentul în care a fost anchetat penal că ar fi luat șpagă pentru campania electorală de la Tiberiu Urdăreanu, a venit și a spus, bine, atunci haideți că nu mai candidez și să facă justiția dreptate. Justiția a făcut dreptate, s-a constatat că faptele nu au existat, dar și-a pierdut locul, nu a mai candidat la primăria Capitalei, n-a mai fost nimic o perioadă. Dânsul a înțeles, ca să spun așa, pentru că există și această componentă a unora dintre instituțiile care administrează justiția și pe care, care a fost subliniată foarte clar aici, faptul că sunt înalt politizate sau răspund la niște comenzi politice sau din pădurile patriei, greu de înțeles pentru oamenii de rând. Cum se poate ca un candidat la capitala țării să treacă pe la DNA și după aia renunță la funcție și se dovedește că n-a fost nimic. Noi am mai trăit ca societate prin anii 50 și mai târziu momente de genul acesta și parcă am prins un fel de imunizare, adică nu suntem chiar atât de naivi să credem că au existat suspiciuni rezonabile care s-au retras 2 săptămâni mai târziu. Am mai văzut lucrurile acestea și în perioada de dinainte de 89 și este ceva putred în Danemarca. Omul știe la nivelul bunului simț că lucrurile acestea nu au nicio treabă cu profesionalismul. Și când te cheamă DNA-ul și îți mai aduce și jurnaliștii la poartă înainte ca propria-ți familie să știe că tu ești acolo, lucrurile nu sunt, repet, neapărat unele în linia profesională. S-au creat
imagini false, mecanisme pentru care unii politicieni au fost scoși din joc, înlocuiți cu alții. Și așa cum s-a spus, una dintre tarele majore ale acestei societăți este că partidele politice se transformă în niște dinozauri din ce în ce mai bătrânicioși și mai feroce. În jurul lor nu crește iarba. Organizațiile de tineret nu se mai aude de ele de niciun fel. Numărul de tineri, rata de noire de pe liste este extrem de mică. Noi și ai noștri, familiile noastre, noi ăștia care facem politică din Creta. În timpul procesului. Deci vreau să vă dau un exemplu clasic aici în Bavaria. Primarul, fostul primar al orașului Regensburg, e un oraș foarte mare, a fost prins cu șpagă, 150.000 de euro. Da? Imediat cum i s-a deschis dosar penal, primarul din Regensburg s-a autosuspendat. Deci n-a mai rămas așa ca în România de soartă. Sunt oameni care și-au îmbogățit cunoștințele la timpul potrivit și avem destule cazuri cu mame bogate, cu bunici, mătuși. Există tot felul de lucruri de genul ăsta. Nu este cazul și europenilor care chiar și după pensie sunt nevoiți să muncească. Și avem un material care are ca punct de reper țara vecină, Ungaria, dar care se poate extrapola la întreg statul ăsta, care are mai multe țări, care este Uniunea Europeană, un fel de Statele Unite ale Europei, în care tot mai mulți oameni, ca să-și rotunjească veniturile, pentru că au un nivel de trai destul de scăzut, trebuie să muncească și după ce ajung la pensie. Și aici nu vorbim de cei cu pensii speciale. Haideți să vedem materialul după care discutăm. În 2023, 115.000 de persoane în vârstă de peste 65 de ani încă munceau în Ungaria. În 2018, numărul se situa la 57.000 de persoane. Creșterea este, prin urmare, una dramatică. Cei mai mulți rămân lucrători activi în producție, comerț, educație și sănătate după vârsta pensionării. Desigur, nu este nimic în neregulă ca cineva să continue să lucreze după pensionare. Chiar și experții susțin acest lucru. Dar dacă oamenii muncesc din constrângere, nimic bun nu poate ieși de aici. În analiza datelor Biroului de Statistică scrie că evoluția numărului de angajați în categoria respectivă de vârstă este determinată în principal de procesele demografice, dar participarea pe piața muncii este influențată de mediul economic și social, care influențează deciziile individuale. Cererea tot mai mare de forță de muncă a stimulat angajarea pensionarilor. Cererea în creștere pentru suplimentarea veniturilor și scutirea de la obligația de a plăti contribuții au crescut de asemenea disponibilitatea de a munci. Analizând datele, se observă faptul că, practic, din 2015 încoace, numărul lucrătorilor în vârstă din Ungaria este în continuă creștere. În fiecare an, tot mai mulți maghiari cu vârsta de peste 65 de ani rămân pe piața muncii. Pentru mulți dintre ei, aceasta poate fi o decizie pozitivă, deoarece se simt încă suficient de tineri pentru a continua să lucreze. Pentru mulți însă, aceasta poate fi o decizie forțată, deoarece pensia lor nu ar fi suficientă pentru a-și menține stilul de viață actual. Doamna Bulai, avem această situație în care oamenii hotărăsc tot mai des să muncească și după vârsta de pensionare. Mai avem în timp și faptul că vârsta de pensionare crește și aici nu discutăm, excludem acești pensionari la 45 de ani, acești pensionari speciali. Ne referim la pensionari în limita de vârstă din anumite țări din Europeană, oameni la 65-70 de ani. Oamenii cărora veniturile nu le sunt îndestulătoare pentru costul minim al calității vieții. Și, sigur, sunt două categorii. Sunt acești oameni care muncesc de nevoie și, pe de altă parte, avem deficitul de forță de muncă cu experiență și calificare, așa cum ați spus și dumneavoastră, în material, în educație, în sănătate. Uitați-vă, în România, spre exemplu, este nevoie, la momentul la care vorbim, de aproximativ 4.000 de medici de familie. Avem aproape 10% din localitățile acestei țări în care nu există medic de familie și atunci se vine cu un pensionar care deja este la limita între a-și vedea de puțini ani pe care îi mai are din viață și de a face față presiunii comunității, la fel și în cazul cadrelor didactice. Avem nevoie de o forță de muncă ce nu mai atrage acum tânăra generație spre a se califica în această direcție.
problema se va acutiza. Gândiți-vă că România are între 4,5 și 5 milioane de muncitori la momentul la care vorbim în străinătate. Cea mai mare parte din ei muncesc în activități care nu sunt purtătoare de asigurări sociale, îngrijire copil, îngrijire bătrâni, agricultură, construcții care la negru, care cum poate. Oamenii aceștia vor ajunge la 65 de ani cu lipsă de ani de muncă, pe cartea de muncă, în cazul în care reușesc să se angajeze după ce se întorc în străinătate. Ei vor ajunge la vârsta aceea, care probabil nu va fi vârsta de pensionare, dar care va fi o vârstă cu zura muncii pe care o au, fiind nevoiți să se întrețină din ce au acumulat sau reintrând pe piața forței de muncă. Din ce în ce mai multe companii, mai ales în domeniul producției, doresc să angajeze oameni cu experiență de 50, de 60 de ani și pentru că valoarea muncii în generația tânără, aici vorbesc de copii între 20 și 29 de ani, este total diferită. Tinerii din ziua de azi au alte proiecte de viață și de muncă decât cei din generația 45+. Și atunci rămâne și această ofertă neacoperită de ceea ce vine din spate. Domnul Mihai Rusu, cum rămâne cu munca la pensie? Iată, sunt tot mai mulți oameni care nu se descurcă, unii dintre ei, iar unii dintre ei pur și simplu sunt solicitați pentru că nu se găsește forță de muncă adecvată pregătirii pentru posturile respective. Există în Occident, în tot Occidentul, există persoane care au pensii mai mici sau mici și atunci își completează cu un job. Ori se duce într-un magazin, ori face curierat, ori ajută în gastronomie. Există diverse posibilități și își câștigă banii, își completează banii. Există o altă categorie, în special de anglosaxoni, da? Care au fost angajați și care în timpul celor 30-35 de ani de contribuție la pensia de angajat și-au finanțat o pensie privată și în felul acesta are două pensii, da? Și există o altă categorie care trăiește din pensia socială, oameni care n-au lucrat toată viața lor. Acum, revenind la România, să știți că în România nu există această educație, această cultură pentru asigurări. Ce sunt asigurări? Ce îmi trebuie mie asigurări? Ce trebuie să plătesc când ajung la 65 de ani? O-i vedea eu. Domnul Rusu, cultura ar fi, doar că firmele de asigurări nu au cultura occidentală de a rămâne pe piață. Asta e altceva, da. Asta e altceva, da. Așa, după aceea, firmele de asigurări vin și jupoaie pe clienți. Și atunci clienții n-au curajul să încheie un asemenea contract. Dar problema foarte mare la români este cu aceia care au lucrat în sistemul comunist și au acum pensii foarte mici, 200, 250, maximum 300 de euro, dar avem și mai recent, în ultimii 20-25 de ani, fie actori, fie liberi profesioniști, fie sportivi, care aveau posibilitatea, că au câștigat foarte bine, să-și facă o pensie privată. Da? Și nu și-au făcut-o, sperând că trăiesc din pensia de stat, care este încă foarte mică. Deci cauza principală este, pe de o parte, mentalitatea și, pe de altă parte, este aceste asigurări care au venit acum în ultimii 10-15 ani și pe care le văd în blocuri formidabile de sticlă și care intră pe piață și încearcă să câștige bani foarte mulți. Vreau să știu cât costă. Eu am avut prieteni care n-au avut mașini asigurate. Am avut prieteni care n-au avut asigurări de boală. Da? Și așa mai departe. Deci aici intrăm într-un evantai întreg cu foarte multe părți, pentru că atâta timp, vorbea doamna Bulai foarte bine, generația tânără a crescut cu Facebook, cu limba engleză, e altfel, e informată, are altă cultură față de generația, eu aș spune așa, chiar plus 50 de ani, plus de la 50 de ani încolo, da? Deci asta este o problemă. De aici vine și sărăcia, de aici vine și boala, de aici vine și lipsa de sănătate. Nu vedeți că toate reclamele se fac în România numai cu medicamente? N-am văzut în viața mea o țară sau televiziuni cu atâta reclame de medicamente ca în România. În Italia, Spania, Franța, țări latine, nu am văzut așa ceva.
Nu e nimic, domnul Rusu, ne luăm pastilele și mergem mai departe, pentru că am pus intenționat acest moment după cel cu candidații penali și cu primăria Capitalei, pentru că vrem să-l tratăm puțin special pe domnul Nicușor Dan. Să înțelegem ce joc face. Face joc cu independentului, face joc cu inabordabilului, ce fel joacă de nu intră niciun partid după experiența eșuată, ratată cu USR-ul. Haideți să vedem un scurt material, o scurtă analiză făcută de un coleg al nostru jurnalist, după care abordăm această chestiune așa cum fiecare o gândește. Nicușor Dan candidează pentru un nou mandat la primăria Capitalei, ca independent. Este însă susținut de o coaliție de partide condusă de USR, partidul din care a plecat, deși era printre fondatori. Și acum 4 ani a fost susținut tot de USR. Atunci se întreabă lumea de ce nu se împacă dacă tot colaborează. Răspunsul este o vânare de vânt politic. Gașca care l-a dat practic afară din USR, Ghinea și Barna și compania, nu-l susțin pentru că îl apreciază. Dar nu au un candidat mai bun. Acum 4 ani, USR îl voia pe Vlad Voiculescu la primăria Capitalei. Un candidat slab la care au renunțat pentru că PNL, condus atunci de Ludovic Orban, a anunțat susținerea lui Nicușor Dan. După o analiză a jurnalistului Cipriana Petrei pentru adevărul.ro. Cum să-l vedem noi așa pe Nicușor Dan, independentul Sorin Oprescu? Ce fel de profil vrea el să ne transmită nouă în momentul ăsta al politicii românești? Se lasă, e într-o expectativă pentru a prelua cumva din mers USR-ul? Se întreabă foarte multă lume lucrul ăsta și pe publicații diverse. Adică am văzut de la publicații pro-USR până la publicații pro-PSD și PNL, se întreabă toți aceleași lucruri. Oare ce joc face acest Nicușor Dan? Așteaptă ca cineva să-și frângă gâtul? În primul rând aș vrea să remarc în materialul dumneavoastră cât de tristă este scena politică românească, cu cât partidele se cred mai mari și mai puternice, cu atât au șanse mai mici să aibă niște oameni de calitate, inclusiv acest USR care, iată, n-a avut resursele umane să aibă un contracandidat pe București. Nicușor Dan și-a analizat electoratul și cred că a văzut că această calitate a lui de a nu fi etichetat politic ca aparținând unui partid este favorabil. Așa cum spuneam și la începutul intervenției, sunt mulți bucureșteni, mai ales în aceste jocuri politice de Dâmbovița, să zic așa, mulți bucureșteni care sunt scârbiți, simt așa o lehamită când se uită la clasa politică și îl apreciază pe Nicușor Dan, mai ales că nu face parte din această, să spun așa colocvial, cloacă care dorește să ne conducă. Ori felul în care domnia sa comunică, felul în care domnia sa relaționează cu publicul mai retras, mai până la total retras, e cumva consonant cu această periferizare a lui față de scena politică. Eu cred că face un joc corect pentru propriul electorat, care s-ar putea să fie chiar câștigător, pentru că, repet, majoritatea bucureștenilor nu sunt atașați politic, sunt informați politic, sunt curioși politic, dar nu au neapărat un atașament. Nu cred că Nicușor Dan are dorințe din acestea de a acapara un partid sau altul. Din punctul acesta de vedere, este ca apa sfințită pentru toate partidele că nu reprezintă o amenințare. Dânsul își dorește Bucureștiul și nimic mai mult. Și se vede că partidele astea care îl susțin nu l-au considerat neapărat periculos. Dacă Nicușor Dan însă va câștiga Bucureștiul, există mari șanse să fie curtat pentru președinție de aceleași forțe care nu au deocamdată capacitatea de a propune în spațiul public pe altcineva mai bun. Gândiți-vă că Bucureștiul este al doilea ca volum de eligibilitate la nivel național. Domnul Mihai Rusu, seamănă puțin așa Nicușor Dan prin atitudinea lui cu un alt profesor care a venit puțin mai de departe la București.
tot așa inabordabil, tot așa pe un scor bun, fără să implice foarte mult în jocurile politice în momente nepotrivite. Adică, cum spunea doamna Ana Bulai, să intre în cloaca asta de politicieni care discută oricând și despre orice. Eu îl văd pe Nicușor Dan, sau așa cel puțin pare, a fi un introvertit. Dar în orice caz are un consilier psihologic foarte bun. Pentru că i-a dat o partitură, i-a creat un scenariu care să pară plăcut și atractiv pentru cetățenii Bucureștiului. El este singur, deci pare independent. Întrebarea este cine l-a pus în față. Și vrea să arată, vedeți, sunt singur, sunt puternic, sunt forțos, sunt competent. Deci mă alegeți pe mine, eu reprezint interesele voastre, nu fac parte din niciun partid, nu intru în aceste jocuri murdare din culise. Deci, până aici, dacă este așa, cum anticipez eu acest scenariu, atunci poate să fie foarte bine, nu? Merge singur, deocamdată nu e nicio tinichea de coada lui, dar vom vedea. În orice caz, repet, are un consilier psihologic foarte bun care îl dirigează bine. În primul mandat nu a fost așa condus, nu a fost așa consiliat cum se întâmplă acum. Deci iată un progres, o lecție care a învățat-o Nicușor Dan și cei din echipa lui, că e clar că nu e singur. Nu știu ce consilieri are domnul Nicușor Dan, dar cu siguranță domnul Ciolacu nu are cei mai buni consilieri și nu are nici cele mai bune dotări. Deci când a venit în politică, cine l-a propulsat în această funcție nu a ținut cont și de dotări esențiale pentru a putea fi un președinte de partid. Pentru a face un pic de politică pe acolo ca președinte la un consiliu județean sau o organizație locală, da. Dar ca președinte al unui partid, al celui mai important partid din România, se pare că nu. Haideți să vedem un scurt material și o analiză din care o să înțelegem ce spune un reputat jurnalist, domnul Dumitru Borțun, și specialist în comunicare, și discutăm și noi aici în studio despre ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu declarațiile privind Buzău și Moldova. Marcel Ciolacu a reușit în cadrul unor declarații de presă să toarne benzină peste niște scântei mai vechi privind apartenența buzoienilor. Ordinea nealeasă a cuvintelor premierului a aprins o țară întreagă, iar specialiștii pun eroarea pe seama lipsei abilităților de comunicare. Gluma premierului nu a fost însă bine primită în spațiul public, în contextul în care șeful guvernului român a cerut să nu fie jignit, referindu-se la faptul că județul Buzău nu este în Moldova. Modul în care a comunicat domnul Marcel Ciolacu este o greșeală, dar nu atât de gravă încât să afecteze statutul lui de premier. Sunt exagerări pe care le fac adversarii politici. S-a vrut o glumă. A greșit. Lumea nu și-a dat seama din modul în care a folosit cuvintele că vrea să facă o glumă și de fapt este o autoironie. Nu și-a dat seama pentru că nu are abilități de comunicare. În teoria discursului asta se numește funcția metalingvistică a limbajului. Când reușești să încadrezi ceea ce spui într-un cadru în care să-i sugereze celui care te ascultă în ce cod să decodifice mesajul. Adică e glumă, nu e. A vrut să fie o glumă. Nu a știut cum să o spună și s-a făcut de râs. Dar genul ăsta de patriotism local cuplat cu un egocentrism mai larg, așa nu este străin oamenilor politici din România. A explicat Dumitru Borțun pentru Adevărul. Se pare că la PSD lucrurile merg așa, din rău în mai rău. Adică am crezut că doamna Dăncilă reprezintă ceea ce este mai rău în materie de gafe politice. Totdeauna și optimismul ăsta va fi mai rău. Da, iată că nu a fost chiar atât de rău cu doamna Dăncilă. A făcut niște greșeli mai degrabă de cultură generală sau de emoții sau de ceva. Se pare că există oameni mai țanțoși, mai orgolioși și care pot produce gafe și mai mari. Mai ales în an electoral. Cred că fiecare personaj din fruntea PSD-ului a fost sancționat cel puțin o dată în cariera lui pentru politică, pentru astfel de gafe. Domnul Ponta s-a trezit să vorbească cu fă într-un moment oarecare. Au avut și Adrian Năstase partea lui. Există, dacă vreți, un paradox al
să spun așa, liderului PSD. Pe de-o parte, vrea să fie prietenos cu electoratul lui, care este un electorat la media societății, un electorat care nu este neapărat unul al unui limbaj academic, e un electorat mai neoș, să zic așa, și mai din topor. Pe de altă parte, același lideri PSD doresc să aparțină unei protipendade și visează la acest baronet local din Fragedă Pruncie și din punctul acesta de vedere, oamenii cu Rolex la mână, când vor să pară a fi din popor, fac gafe de genul acesta absolut impardonabile. Sigur că lor nu li se pare ceva extraordinar, pentru că electoratul lor îi iartă foarte ușor și i-a iertat întotdeauna. Și din punctul acesta de vedere, sigur că nu s-a întâmplat ceva extraordinar. Noi ne uităm și vedem că în secolul 21, într-o Românie care a crescut de 5 ori în ultimii 30 de ani ca PIB pe cap de locuitor, regresul clasei politice este cel puțin de aceeași dimensiune. Și ca să revenim la București, Bucureștiul are PIB-ul cât Bulgaria. Cum arată Bucureștiul cu Popescu Piedone, care în negocieri cu Viena, în negocieri cu Berlinul, în negocieri cu Londra, este a cincea capitală a Europei. Aici ar trebui să te conducă un om cu trei limbi străine, cu capacitate de diplomație, cu viziune administrativă, nu cu totul alt nivel decât gospodăreală de oraș mic, decât aranjamente din acestea. Haideți, dacă doamna Bulaică, nu știe primarul de la Viena să spargă el ceapa cum se sparge aici la piață. Trebuie să ai talent pentru asta, trebuie să ai o anumită educație. Dar ne mai uităm și la ce an în istorie suntem, ne mai uităm și la ce resurse avem. Nu degeaba, România, repet, are creșterea una dintre cele mai spectaculoase în Europa și administrarea cea mai proastă, suntem pe ultimul loc tot la nivel european. Dar de ce îi tolerează partenerii ăștia europeni de la NATO pe acești politicieni corupți? Pentru că, iată, vedem, acum sunt simpli și predictibili. Acum ați prins la mijloc într-o situație. Situația este în felul următor. Vin socialiștii europeni și defilează de mânuță cu domnul Ciolacu, our friend, tovarășul nostru, domnul Scholz, tovarășul meu, Marcel. Vine domnul Manfred Weber cu doamna Ursula, vin și se țin de mână cu domnul Bode. Adică, cred că noi avem o problemă, noi ca popor, pentru că ei au trecere foarte mare în cele mai înalte cercuri ale acestei societăți. Este o interpretare, cred, greșită. Ironică. La nivel ironic, în relațiile internaționale nu există aceste încărcături valorice pe care noi le dăm. Cineva îl urăște, cineva îl disprețuiește, cineva îl apreciază, cineva îl admiră. Nu, există un singur tip de relație al interesului. Relația interesului. Dacă interesul partenerului strategic este ca aici să fie o maimuțică predictibilă care să execute ordine, atunci va merge de mânuță cu acea maimuțică. Pentru că nu are de ce să nu-și urmărească propriul interes. Este absolut normal. Țările nu au pasiuni. Faptul că merge cu maimuțica de mână nu înseamnă că o și apreciază, că o ia acasă și că rămân prieten pe viață. De aceea, în relațiile internaționale, să vii să spui că astăzi l-am susținut pe X și mâine l-am înjurat pe X, este neloial. Ba nu, este absolut ok. Pentru că interesul de azi era să-l susții și interesul de mâine este să-l dai jos. De asta spun că e importantă calitatea omului politic. Este importantă pentru fiecare dintre noi, deoarece el nu se reprezintă pe el sau o entitate abstractă, ci ne reprezintă interesele noastre ale tuturor care ar trebui să fie negociate cu interesele celorlalte țări din jur și ale partenerilor de primele. Domnul Mihai Rusu, să sperăm că nu se simt lezate mai muzicile de această comparație cu politicieni. Haideți să vedem cum înțelegeți dumneavoastră această interpretare pe care a dat-o domnul Ciolacu într-un moment mai glumeț, așa, al colegului de partid de la Transportul, domnul Grindeanu.
referitor la Buzău și Moldova? În primul rând, ironia intelectuală nu îl caracterizează pe acest domn, care se vede clar că vine din gașca Dragnea, de altfel și cum vorbește, stâlcește limba română. Stimată doamnă, vă ascult pe dumneavoastră și l-ascult pe stimatul moderator, vorbiți o limbă românească care o vorbesc și eu de 40 de ani, de când sunt aici, și profesorii mei, care am avut la școala germană, la liceul Mihai Viteazu, la Matei Basarat, de limba română, m-au învățat și ne-au învățat pe noi toți limba lui Eminescu și Creangă. Nu limba stâlcită, stâlceai limba 5, repetent. Acum văd o pleiadă întreagă de politicieni care își bat joc de limba română. Deci asta este prima observație. A doua observație în cazul domnului Marcel Ciolacu. Promisiuni peste promisiuni, o serie întreagă de interese, vrea să, de aceea vorbește pe limba poporului, ca să fie tătica, un fel de tătica, să fie un proletar. Păi omul, dacă vine din Partidul Social Democrat, de acolo vin proletari, îmi pare foarte rău, dar asta este realitatea. Și acum vreau să, dincolo de ironie, vreau să vă dau un exemplu aici la München, unde primarul, stimată doamnă și domnule Manea, primarul general din München este un social-democrat. Întotdeauna trebuie să știți, de cel puțin 40 de ani, 50 de ani, primăria Münchenului e social-democrată și toată Bavaria, Münchenul, capitala Bavariei, este creștin-socială. Münchenul e de stânga și restul zonelor sunt de dreapta. Dar asta nu înseamnă că primarul social-democrat al Münchenului discriminează pe cetățenii creștin-social, vers sau mai știu care, față de aceia social-democrați. El a intrat și el se ocupă. Și cine vine la München vede o bijuterie de oraș cu smog aproape zero, cu verdeață, cu îngrijire, cu parcuri îngrijite, un parc care taie orașul, e aici acum, e Dâmbovița în București, e o Dâmboviță München care taie tot Münchenul, sunt baze sportive ale primăriei, sunt expoziții, sunt muzee, tot. Îți oferă tot ce vrei. Aceasta este performanța unui primar și asemenea performanțe, îmi pare foarte rău, sorry, dar eu sunt obișnuit și cu asemenea lucruri, și dacă mă duc la Viena sau mă duc la Paris, încât când vin la București, văd acolo, iertați-mă că vă spun, o nenorocire. Aer îmbâxit, circulație, lumea țipă, lumea urlă, mașini puse de-a curmezișul, polițiștii care începe, fluier acolo într-una... Deci când vin, și vă mai spun încă ceva, domnule Marea și doamna Bulai, prietenii mei nemți, jurnaliști nemți, au fost în București, m-au vizitat odată și m-au întrebat, ceva, Mihai, dar de ce la piața universității, ora 12, e atâta lume? Dar ce este, ora 18, s-au terminat joburile? Dom'le, erau pe 7 rânduri într-o parte și pe 7 rânduri în altă parte și era ora 12 miezul zilei, nici sâmbătă, nici duminică. Dom'le, ce se întâmplă? Și m-au întrebat, dar oamenii aici nu muncesc? Iată câteva impresii. Bine, asta e o zonă preponderent frecventată de studenți, de aia se numește piața universității. Există explicații, am văzut și noi ce se întâmplă acolo. Dar, într-adevăr, există o cultură diferită pe care, din păcate, noi nu avem pretenția că o putem numi occidentală. Însă, legat de prestația și prestanța domnului Ciolacu, aș putea face o comparație și m-aș uita puțin la cealaltă parte de Moldova, la Republica Moldova, unde doamna Maia Sandu, pe lângă faptul că a inițiat deja cererea de candidatură la aderarea la Uniunea Europeană, iată, se duce și bate cu pumnul în masă la UE pentru bani, chiar dacă nu este membru UE Moldova. Haideți să vedem un scurt material, după care discutăm puțin și prestația doamnei Maiei Sandu și ceea ce dorește să se întâmple cu Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a rostit un discurs în deschiderea conferinței anuale privind bugetul Uniunii Europene, în care a pledat pentru un plan Marshall pentru țara sa și pentru Ucraina vecină, arătând că ambele au de suferit de pe urma războiului Moscovei. Maia Sandu a subliniat că Ucraina se confruntă cu agresiunea militară rusă, în timp ce Republica Moldova este supusă războiului hibrid din partea Rusiei. Ambele țări au nevoie de un plan Marshall pentru secolul 21 din partea Uniunii Europene, a spus Maia Sandu, șefa statului moldovean, îndemnând la alocarea de resurse financiare pentru țara sa, care este candidată la aderarea la Uniunea Europeană în următorul buget al blocului comunitar, relatează Newsmaker citat de news.ro. Doamna Ana Bulai, avem
totuși un președinte în Moldova care vorbește mai multe limbi decât domnul Ciolacu și care știe cu mai mult tact să ceară ceva pentru țara ei. Ceea ce face doamna Maia Sandu este salutabil și de alminteri fără variante, ca să spun așa. Dânsa este, și Moldova este într-o situație destul de delicată și într-un moment tensionat al istoriei, în care, din altă parte, nu prea mai are de unde să ceară ajutor. Felul în care evoluează războiul din Ucraina nu este neapărat favorabil Republicii Moldova, nu se întrevede în termen foarte scurt o victorie a răsunătoare a Ucrainei care să îi permită să se reconstruiască din poziție de învingător. Și aici, sigur că principalul sprijin pe care îl poate cere Republica Moldova și Ucraina vine din Uniunea Europeană, cea mai apropiat și mai bogat vecin. Mă aștept ca România, deși au existat fonduri și până acum, din 2007, de când noi am semnat tratatul de aderare, au existat fonduri pentru afaceri transfrontaliere în mod constant și pentru relații de bună vecinătate date din bani europeni și cu Republica Moldova și cu Ucraina, până și cu Serbia au fost planuri de bună vecinătate și fonduri date de cooperare, pentru cooperare. Banii de care are acum nevoie Republica Moldova sunt evident mult mai mulți și Ucraina de asemenea. Din nefericire, Republica Moldova în această solicitare nu are o Românie care să bată cu pumnul în masă alături de ea, cel puțin eu așa văd, deși interesul României ar fi, ca să spun așa, foarte mare ca Republica Moldova să constituie un buffer de dezvoltare între noi și zona rusă de dincolo de ea. Ne convine mai tare să fie o Moldovă dezvoltată și o Moldovă puternică decât o Moldovă slabă, influențabilă și depopulată, dar nu și acționăm în acest sens. Și trebuie să spunem că momentul nu este tocmai fericit pentru că Europa însăși nu se simte foarte bine. Să vedem aceste alegeri din 9-10 iunie în ce măsură vor schimba și politicile publice, politicile sociale, politicile în apărare, politicile în dezvoltare ale Uniunii Europene. S-au vehiculat proiecte nu tocmai favorabile nouă, Europa cu două viteze, Europa cu diferite zone de influență. Vom vedea, cred că alegerile de acum din iunie sunt foarte sensibile din acest punct de vedere. Domnul Mihai Rusu, s-a discutat despre unirea României cu Moldova sau de unirea Moldovei cu patria mamă, cu România, foarte mult. Și s-a discutat că această chestiune se poate realiza împreună în Europa, în Uniunea Europeană. Dar haideți să vedem. Deocamdată Moldova este singură și doamna Maia Sandu trebuie să facă față acestor provocări pe care foarte bine le-a enunțat și doamna Ana Bulai. Războiul din Ucraina și pericolul rusesc care încearcă cu orice preț să manipuleze populația astfel încât în mod democratic să ia o turnură prorusă. În primul rând, eu nu cred că Republica Moldova se va uni cu România pentru că nu vrea Parlamentul de la Chișinău. Vă dați seama, Parlamentul de la Chișinău, acolo există un stat, acolo sunt autorități, acolo sunt oameni care sunt pe funcții mari și care vor să se mențină pe aceste funcții. Asta este prima chestiune. Dacă e să luăm exemplul german din 1990, când Parlamentul german a votat unirea, reunirea cu mama, cu Republica Federală Germană, a fost cu totul altceva. Aici eu nu cred. Ceea ce însă este foarte clar este faptul că Republica Moldova și Maia Sandu în special are o imagine foarte bună și se descurcă foarte bine pe parchetul luxos din capitalele occidentale. Prima susținătoare a Maiei Sandu,
a președintei Maia Sandu și a Moldovei este Germania. Germania are o serie întreagă de proiecte cu bani, cu bani și cu produse și cu tot felul de obiecte, de produse energetice, ca să îmbunătățească viața celor peste un milion de moldoveni. Trebuie să știți că Republica Moldova are cam 2,4-2,5 milioane de locuitori, peste un milion de locuitori trăiesc în afară, în Occident, și trimit banii de aici, de aici acasă. Deci, în acest moment, ca să vă dați seama de importanța și de respectul de care se bucură Maia Sandu, acum vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, la un conac din Republica Moldova, Maia Sandu a invitat pe toți liderii occidentali, deci tocmai undeva în provincie, ca să vadă, să cunoască Moldova. A fost un moment formidabil pentru Chișinău și pentru reputația Maia Sandu. Acum, Maia Sandu are, dincolo de problemele externe cu Rusia, nu? Are probleme interne, pentru că o populație bătrână, generația sovietică, este și astăzi pro-rusă, în timp ce generația tânără este pro-europeană. Deci sunt bătăi, sunt rivalități în interior. Din fericire pentru noi, generația, sau mă rog, populația tânără, aceea pro-europeană, domină populația veche, care și astăzi vorbește în continuare limba rusă. Domnule Mihai Rusu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența alături de noi în emisiune. Vă dorim o zi bună în continuare. Mulțumesc. Și ne vedem din nou luni, marți și miercuri de la ora 20, da, cu dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc mult. Foarte mult. Dezbatere plăcută. La revedere. Doamna Ana Bulai, haideți să tragem o concluzie despre ceea ce înseamnă relația asta dintre România și Moldova. Am văzut că mulți dintre consilierii doamnei Maia Sandu sunt români, care au fost în diverse poziții publice în România, pe diverse teme. Din punctul meu de vedere, este un cântec de lebădă. Așa cum s-a spus, Moldova, Republica Moldova, probabil este în ultima perioadă a ei cu lider pro-occidental. Sigur că există o generație tânără pro-occidentală, dar care în cea mai mare parte a emigrat. Tensiunile interne despre care s-a vorbit nu-i sunt neapărat favorabile doamnei Maia Sandu. Interesul și forța Europei de a susține Republica Moldova, ambele scad, și interesul și forța, pentru că sunt probleme interne și în Europa și sunt alte zone spre care Uniunea Europeană trebuie să se îndrepte prioritar, criza energetică, relația cu Rusia pe și închiderea frontului într-o formă sau alta, relația cu Statele Unite, poziția Europei în noul val de tehnologizare și inteligență artificială. Europa este produce 2% din inteligența artificială a lumii, este nu la coada, la subclasamentul țărilor producătoare. Avem o creștere a spațiului asiatic important, se reechilibrează lumile, se discută despre noi alianțe, inclusiv militare, sunt alte provocări. Republica Moldova, repet, este în ultima fereastră de oportunitate pe care o are și din punctul acesta de vedere mi-aș dori ca sprijinul României pentru această țară soră să fie mai consistent, măcar în ceea ce privește comunicarea în spațiu public. Doamna Bulai, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și eu aș considera că e o țară fică, mai mult decât o țară soră, având în vedere istoria noastră comună și limba comună și toate valorile pe care le avem în comun cu Republica Moldova. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit la Sens TV. Sunt Sorin Manea, v-am prezentat emisiunea Sens Național și nu uitați, în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la ora 7 la ora 10, Matinal pe Roți. Iar de luni până miercuri, de la ora 20, Sens Național. Ne revedem aici pentru cele mai importante evenimente care s-au întâmplat în lume, de fiecare dată analizate cu obiectivitatea care ne caracterizează. O seară plăcută tuturor!